Cercetările arheologice de amploare care au loc în curtea spitalului Precista, acolo unde se desfășoară un proiect de reabilitare și extindere a așezământului spitalicesc, au ajuns în atenția mai multor instituții specialiști din domeniul culturii, apreciind că vestigiile descoperite constituie un sit medieval deosebit de important pentru zona noastră și nu numai. Proiectul inițial gândit al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, finanțat prin Compania Națională de Investiții, nu va mai putea fi posibil în contextul conservării acestor vestigii, urmând a fi regândit. Vorbim despre un proiect cu o finanțare considerabilă de circa 36 de milioane de euro, care necesită modificări încât să respecte recomandările specialiștilor privind situl descoperit în curte. Situația este cunoscută la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Neamț încă de la începutul demarării cercetării arheologice în cadrul proiectului despre care ați menționat anterior. Chiar a fost o discuție și în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice de la Suceava pe această temă, întrucât cercetările de mare amploare care se impun au produs întârzieri la cadrul proiectului și implică eventual anumite modificări ale acestuia, modificări de care beneficiarul nu s-a arătat prea încântat. Și s-a ajuns la concluzia că cercetarea trebuie să primeze, întrucât descoperirile de acolo sunt extrem de importante pentru istoria romanului și nu numai. Este un sit medieval deosebit de important și sunt numeroase vestigii arheologice din acea perioadă care vor trebui, bineînțeles, conservate, eventual restaurate și puse în valoare. De asemenea, a existat o corespondență cu Comisia Națională de Arheologie care i s-a adus la cunoștință această situație și care a fost în totalitate de acord cu arheologii și cu măsurile propuse de aceștia. De altfel, ultima adresă primită de la această comisie, care se referă la un raport preliminar de cercetare arheologică ce a fost înaintat de arheologi pentru aprobare, este favorabil acestui raport, adică după epuizarea unei părți din cercetarea arheologică în sit, s-au propus anumite măsuri ce cad în sarcina beneficiarului pentru protejarea vestigiilor deja descoperite. Și atâta timp cât Comisia Națională de Arheologie a fost de acord, a aprobat acest raport, beneficiarul va trebui să se supună acestei decizii și să respecte propunerile arheologilor formulate în documentul înaintat Ministerului Culturii. Situația este bine cunoscută, ne bucurăm că s-a făcut o asemenea descoperire în municipiul Roman și, sincer, la început nu ne așteptam ca situl să fie atât de amplu și să ofere atât de multe surprize. Conform prevederilor legislației în vigoare, beneficiarul va trebui să se supună deciziei Comisiei de Specialitate a Ministerului Culturii, prin urmare va trebui să respecte toate propunerile formulate de arheologi în rapoartele pe care le vor întocmi ca urmare a cercetărilor arheologice. Cu siguranță, arheologii vor propune și măsuri de conservare a vestigiilor scoase la suprafață pentru a nu fi afectate de umezeală și de celelalte condiții meteo nefavorabile, așa cum se face în toate siturile arheologice care presupun o cercetare arheologică de lungă durată pe parcursul mai multor ani. Obiecte valoroase, de cult și nu numai, vor fi restaurate și puse în valoare. Restaurarea lor poate dura și ani, iar pentru vizitare vor fi oferite publicului, cel mai probabil la Muzeul de Istorie din Roman, fiind vorba despre descoperiri arheologice.